Doresc și eu în această seară să binecuvintez numele Domnului, să spun ca binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul nostru Iisus Hristos, împreună cu Duhul Sfânt. Amin. Pasajul biblic care s-a citit în această seară ne vorbește despre un episod din viața Apostolului Pavel. Apostolul Pavel mergea înspre Roma, dorea să fie judecat de Cezar, și în scopul acesta, deplasându-se înspre Roma, mergea într-o corabie. Corabia aceasta trece printr-un vânt foarte puternic numit Eurachilon, așa îl numește Scriptura, vânt care aduce pagube foarte mari pentru cei care erau acolo pe corabie. Corabia aceasta naufragiază pe ostrovul acesta Malta și parcă după toate necazurile acestea, n-ar fi fost de ajuns să naufragiezi. După ce ajunge cu bine la mal, Apostolul Pavel adună câțiva mărăcini, vrea să-i pună pe foc, să întrețină focul și dintr-o dată o năpârcă. Cei care nu știu ce este năpârcă, este o viperă care are o mușcătură foarte puternică, are foarte mult venin în ea. Iasă din pricina căldurii și se lipește de mâna Apostolului Pavel. Vedeam zilele trecute cum un avion, poate ați văzut și dumneavoastră, undeva prin Rusia, au intrat păsările la motor, s-au oprit motoarele și pilotul acela a reușit să aterizeze avionul acela fără motoare într-un lan de porumb. Și după ce ar fi aterizat avionul acela în lanul de porumb, cineva care să fi fost în avion să iasă afară de acolo, și de acolo din lanul de porumb un șarpe să-l prindă. Citind acest pasaj biblic, m-am gândit la Apostolul Pavel. Apostolul Pavel vorbește despre necazurile lui. Aș vrea să citesc câteva, le descrie în 2 Corinteni, în capitolul 11. Spune așa, după ce a trecut cu corabia, l-a mușcat șarpele, spune în 2 Corinteni 11, descrie mai pe larg ce se întâmplă. Spune în felul următor, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării, deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii dintre frați mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghere adesea, în foame și sete, în posturi, în frig, în lipsă de îmbrăcăminte și multe altele, spune Apostolul Pavel. Numai Dumnezeu știe de câte ori am dorit să renunț. Vorbesc în dreptul meu. Numai Dumnezeu știe. Pentru foarte mici necazuri. Pentru foarte mici necazuri. Doar Dumnezeu știe de câte ori am vrut să renunț. Să renunț la lucrare, să renunț la slujbă, la multe lucruri să renunț. Și citindu-l pe Apostolul Pavel, necazurile prin care Apostolul Pavel trece. Și în altă parte din Scriptură, știți ce spune? Spune așa, îmi doresc să-mi sfârșesc cu bucurie alergarea. Cum Pavele? După atâtea necazuri, după atâtea lovituri, după atâtea probleme, tu să ai bucurie să-L vestești mai departe pe Hristos și să-ți dorești cu bucurie să vestești calea aceasta mântuirii. Știți ce am înțeles din ceea ce s-a întâmplat Apostolul Pavel? Să-i mulțumim Domnului că Dumnezeu ne poartă în carul Lui de biruință. După ce au trecut încercările, după ce au trecut problemele, mă prăbușeam înaintea lui Dumnezeu și știi ce spuneam? Doamne, îți mulțumesc, nu m-ai lăsat să renunți. Cea mai mare bucurie pe care ți-o dă Dumnezeu este să facă din tine un vas de cinste. Dacă ești în locul acesta și cânti spre slava Domnului, ești un vas de cinste. Dacă ești în locul acesta și ai descoperiri din partea Domnului, Dumnezeu a făcut din tine un vas de cinste. Dacă ești în locul acesta și îți întinzi mâna pentru cel năcăjit, Dumnezeu a făcut din tine un vas de cinste. E cea mai mare bucurie pe care poți să o ai în viața ta. Au rămas oameni dezamăgiți, citeam acum despre cineva care avea atâta bucurie că trăia în Hong Kong.
Și acum cu neliniștea care e acolo spunea, sufletul meu este foarte trist, trebuie să plec de acolo, să mă întorc în Australia. Și-au pus oameni bucuria în țări în care s-au simțit bine. Și-au pus alții bucuria poate în casele pe care le aveau. Și-au pus alții bucuria în mașini. Dar toate lucrurile acestea, să știi că nu te fac nimic decât să ai o mare dezamăgire. Cea mai mare bucurie pe care o avem, așa ne spunea Domnul Iisus Hristos, au venit ucenicile și au spus, chiar și dracii ne sunt supuși. Și a spus, nu vă bucurați de asta. Bucurați-vă că numele vostru este scris în cartea vieții, este scris în ceruri, slăvit să fie numele Domnului. Acolo să ne punem noi bucuria, căci numele nostru este scris în cer, lăudat să fie numele Domnului. Știți ce doresc să vă îndemn în această seară? Poate sunt în locul acesta oameni care au de gând să renunțe. Poate ai de gând să renunți la lucrarea pe care Dumnezeu ți-o dat-o. Vreau să te îndemn în această seară, nu renunța. Eu nu știu pe nimeni, dar Duhul Domnului cunoaște. Dacă ai în mintea ta dorința să renunți, nu renunța. Suferințele și necazurile pe care le ai sunt extraordinar de mici. La capăt știi ce te așteaptă? Te așteaptă o mare răsplătire. Doar ce vor răbda până la sfârșit, spune cuvântul, vor primi cunună, mai rabdă puțin. Mai merge înainte, poate ai dorința să renunți la familia ta, poate ai dorința să renunți la soț sau la soție, eu nu știu cauzele nimănui. Vin și te îndemn în seara aceasta, mai strânge din dinți un pic. Necazurile, problemele, suferințele pe care le ai sunt extraordinar de mici. Este cineva în locul acesta care a primit 39 de lovituri măcar o dată? Nu este nimeni. Este cineva în locul acesta care a fost în adâncul mărilor? Nu este nimeni. Și atâtea alte încercări pe care le-a avut Apostolul Pavel și a spus, vreau să-mi sfârșesc cu bucuria alergarea. Și la mine vine cineva și îmi spune o vorbă și îmi spus, nu mai vreau să fac nimic pentru că mi-a spus o vorbă. Dumnezeu să ne dea înțelepciune să mergem înainte. Dumnezeu să ne dea putere să ne continuăm lucrarea. Dacă până acum ai putut și ai făcut o faptă bună și poate cineva te-a supărat și ai spus, nu mai vreau de acum înainte să mai ajut pe nimeni. Vreau să spun, continuă să ajuți, continuă să mergi înainte, continuă să faci ceea ce Dumnezeu ți-a pus pe inimă să faci, pentru că la sfârșit te așteaptă o răsplătire, binecuvântat să fie în numele Domnului. Aceștia au fost încercările Apostolului Pavel și citind despre faptul că Apostolul Pavel a fost mușcat de vipera aceasta, mi-a venit în minte, mi-a venit un verset, l-am căutat așa toată săptămâna, am cerut ajutorul lui fratele Iacobuță și într-un sfârșit l-am depistat, îl știam și l-am găsit în cuvântul Domnului. Este un cuvânt puternic, știți ce spune așa? Sunt de multe ori și am auzit și eu oameni care zic în felul următor, spun așa, se va arăta atunci când va veni Dumnezeu cine stă în picioare și cine nu. Și parcă oamenii aceștia care vorbesc spun ceva de genul, voi ceilalți o să vă vedem cine sunteți voi, dar noi o să rămânem în picioare. Știți ce spune cuvântul Domnului în Amos, capitolul 5? Spune așa, referitor la venirea Domnului. Spune, vai de cei ce doresc ziua Domnului. Vai de cei ce doresc ziua Domnului, dar nu pentru ei, o doresc pentru alții. Ce așteptați voi de la ziua Domnului, spune cuvântul, ea va fi întuneric și nu lumină. Ziua Domnului va fi întuneric și nu lumină. Și ce spune mai departe? Veți fi ca un om care fuge dinaintea unui leu, pe care îl întâlnește un urs și care când ajunge acasă, își rezeamă mâna de zid și îl mușcă un șarpe. Mergi pe drum, te întâlnești cu un leu și fugi de leul acesta ca să scapi de el. Și n-ai scăpat bine de leu, încă sufli greu, înaintea ta e un urs. Și vrei să fugi și de ursul ăsta și fugi de el și te ascunzi de el și în sfârșit ajungi acasă. Și zici, în sfârșit am scăpat și pui mâna pe zid să te rezemi, să te sprijini și dintr-o dată te mușcă șarpele. Fugi de un leu, scapi de un urs și când spui am scăpat, în momentul ăla vine și te mușcă șarpele. Știți ce continuă cuvântul Domnului și spune așa? E un cuvânt mai greu, dar spune Apostolul Pavel în Timotei, știți ce spune? Toată Scriptura insuflată de Dumnezeu, este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să dea înțelepciune, neprihănire, ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Dacă cuvântul acesta noi spunem e pentru poporul Israel, e adevărat, a fost pentru ei, dar avem de învățat și noi din el. Și se spune așa, eu urăsc și disprețuiesc sărbătorile voastre și nu pot să vă supăr, să vă sufăr adunările de sărbătoare. Când îmi aduceți arderi de tot și daruri de mâncare, n-am nicio plăcere de ele. Și viței îngrășați pe care îi aduceți și jertfele de mulțumire, nici nu mă uit la ei.
Depărtează-te de mine, depărtează de mine vuietul cântecelor tale, nu pot asculta sunetul lăutelor tale. Și dacă am putea spune cuvântul acesta, a fost pentru poporul Israel și vreau să cred că a fost pentru ei și Dumnezeu se uită cu plăcere la noi. Vreau să cred lucrul acesta. Spune versetul 24, lucru care e valabil pentru noi, pentru toți. Ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată. Doamne, ajută-ne pe toți în loc, la lucrul acesta. Să facem dreptate și viața noastră să fie o viață de neprihănire. Că dacă nu va fi așa, dacă viața noastră nu e o viață de dreptate, dacă viața noastră nu este o viață de neprihănire, fugim de un leu și poate că scăpăm de el. Fugim de urs și încă simțim că răsuflăm greu. Și când spunem în sfârșit, vine ziua Domnului și am scăpat, s-ar putea ziua Domnului pentru noi să fie întuneric și să nu fie lumină. S-ar putea să trăim și să ne hrănim cu nădejde înșelătoare, crezând că ziua Domnului pentru noi va fi scăpare. S-ar putea ca după 20, 30, 40, 50 de ani, umblând la biserică, să te trezești că în ultima zi, după ce ai fugit de leu, după ce ai fugit de urs, să vină să te muște șarpele. Dumnezeu să ne ferească de lucrul acesta pe toți. De aceea cuvântul Domnului ne îndeamnă în această seară și ne îndeamnă cu dragoste cuvântul lui Dumnezeu. Nu suntem în fundul mărilor, nici ca Iona, nici ca Apostolul Pavel. Și spune, omule, caută să iubești dreptatea. Spune, omule, caută să iubești neprihănirea pentru ca viața ta, atunci când va veni ziua Domnului, să nu ți se umple fața de rușine înaintea Lui. Dumnezeu să nu ne lase. Mă întorc din nou la Apostolul Pavel, la pasajul care s-a citit. L-a mușcat pe Apostolul Pavel această viperă de mână și s-au uitat oamenii la el care erau în jurul lui și au spus, dreptatea pe omul acesta nu lasă să trăiască. Cu adevărat, omul acesta este un ucigaș, spunea ei. Și aștepta ca Apostolul Pavel să înceapă să se umfle și să moară dintr-o dată. Dar după ce oamenii aceștia au văzut că n-a pățit nimic, și-au schimbat părerea despre el și au zis, wow, omul acesta este un zeu. Știți ce am înțeles de la asta? Am înțeles că oamenii sunt schimbători. Se schimbă așa, nici măcar de la o zi la alta, ci din minut în minut. Oamenii până acum au o părere despre tine rea și în următoarea secundă zice, ești un zeu. Până acum ai fost un ucigaș și după aceea ești un zeu. Până mai ieri ți-a fost prieten și astăzi ți este dușman. Spune cuvântul Domnului în Proverbe, spune în felul următor, cine își face mulți prieteni și face cum? Spre nenorocirea lui și face. Însă este un prieten care ține la tine mai mult decât un frate. Dacă cauți să-ți faci prieteni, știi ce te îndemn în această seară? Te îndemn, împrietenește-te cu Dumnezeu. El este prietenul cel mai bun. El este întotdeauna lângă tine. Dacă cauți ajutor la oameni, știi ce spune cuvântul Domnului? Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Cauți un ajutor la cineva. Știți cine e ajutorul care nu lipsește niciodată nevoi? Dumnezeu. Caută-L pe Dumnezeu dacă ai nevoie de ajutor. El este ajutorul și sprijinul nostru, binecuvântat să fie numele Lui. Noi de aceea suntem aici în locul acesta, pentru că Dumnezeu a fost lângă noi. Ne-a sprijinit și spune, te voi sprijini până la bătrânețea și până la căruntețea ta. Așa de mult îmi place o cântare a corului, el va rămâne credincios. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu credincios. Chiar dacă noi nu suntem credincioși, Dumnezeu rămâne credincios, ți-a promis, te voi ține în brațele Lui, pentru că ești săpat în palmele Lui Hristos. Până la bătrânețea ta, ți se pare că ești părăsit și nu mai ai pe nimeni. Domnul este lângă tine, binecuvântat să fie numele Lui. Este Dumnezeu lângă tine. Dacă cauți sfaturi, și cauți pe cineva ca să-ți dea un sfat în ce direcție și nu știi încotro să apuci. Poate cauți pe cineva care să te mentoreze, să-ți dea o direcție în viață. Știi ce spune cuvântul Domnului în Isaia despre Iisus? Îl vor numi sfetnic. Cel mai bun sfetnic, cel mai bun sfătuitor, cine poate să fie decât Domnul nostru Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Amnon era copilul lui David și omul acesta spune Biblia că s-a îmbolnăvit de dragoste după Tamar, după sora lui. Foarte mulți dintre noi avem și noi avem prieteni. Și omul acesta, Amnon, avea un prieten, îl chema Ionadab. Știți ce făcea Ionadab prietenului? Îi dădea sfaturi nelegiuite. Ce fel de prieten vrei tu care să ai? Prieten care să-ți dea sfaturi nelegiuite? Sau vrei prieten, cum spunea Apostolul Pavel lui Timotei, caută neprihănirea, pacea, evlavia, cu aceia care îl caută pe Domnul, cum? Dintr-o inimă curată. Fă-ți prieten din aceștia care îl caută pe Domnul.
Fă-ți prieteni din aceștia care aleargă la casa Domnului, care vin lunea la rugăciune, împrietenește-te cu ei. Împrietenește-te cu aceia care îl caută pe Dumnezeu din toată inima, binecuvântat să fie numele Domnului. El este prietenul nostru. Haideți să ne împrietenim cu Domnul, așa spunea și Iov. Să ne împrietenim cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Revin din nou la Apostolul Pavel, la ceea ce s-a întâmplat cu mușcătura aceea de șarpe și mă gândesc că din punct de vedere spiritual, din punct de vedere spiritual este la fel. Șarpele cel vechi, Satana, ce face? Caută să muște pe fiecare dintre noi. Venim lunea la rugăciune și dintr-o dată aici, în locul acesta, Duhul Sfânt coboară între noi. Dintr-o dată Duhul Domnului aprinde un foc, frații încep să se roage cu putere, de la focul acela începe să se facă căldură și din cauza căldurii știți ce se întâmplă? Ia să năpârcă, să muște. Cântă o cântare cineva și cântă sub ungerea Domnului și Dumnezeu dă cuvânt, dă ungere, dă putere. Nu este nimic mai presus decât cântarea să te ducă în prezența Domnului. Se cântă cântarea, se cântă cu putere, biserica clocotește, focul e aprins, se face căldură și dintr-o dată, din cauza căldurii, ia să năpârca, să muște. Se vestește Evanghelia. Se vestește Evanghelia, Dumnezeu lasă ungere peste cuvânt. Prin biserică se face o mișcare, Duhul Sfânt cercetează inimi, oamenii primesc cuvântul lui Dumnezeu, focul este aprins în mijlocul bisericii, de la foc se face căldură și din cauza căldurii dintr-o dată, ia să năpârca și mușcă. Știți ce este paradoxal? Năpârca nu mușcă niciodată pe cei care se încălzesc la foc, ci năpârca mușcă, șarpele cel rău mușcă, pe aceia care pun pe foc. Când cânți spre slava Domnului o cântare și când Dumnezeu te folosește, tu pui pe foc. Și dacă pui pe foc, ești predispus ca să te muște. Când faci o binefacere și o faci spre slava Domnului, tu pui pe foc. Și din cauza că pui pe foc, te expui la mușcătura năpârcii. Când vestești Evanghelia și Dumnezeu te folosește, tu pui pe foc. Când reciți, când stai la ușă, când faci o lucrare pentru Domnul, nu faci nimic altceva decât să pui pe foc. Toți aceia care pun pe foc sunt expuși la mușcătura aceasta. Și atunci când mușcă năpârca, știți ce se întâmplă? Așa spunea cuvântul din seara aceasta. Doar două lucruri se întâmplă. O scuturi și mergi mai departe, sau după ce te-o mușcat, începi să te umfli și mori. Din punct de vedere spiritual este la fel. M-am uitat la Apostolul Pavel și m-am gândit, oare ce fel de vaccin, cu ghilimelele de rigoare vorbesc, a luat omul acesta împotriva mușcăturii șarpelui? Și m-am dus așa pe firul vieții Apostolului Pavel, și am descoperit, le-am numit eu, câteva ingrediente care au format vaccinul acesta împotriva mușcăturii celui rău, împotriva mușcăturii șarpelui. Și ducându-mă pe firul vieții lui, am găsit primul ingredient care ajută împotriva mușcăturii de șarpe și ingredientul acesta l-am numit întâlnire personală cu Dumnezeu. L-am găsit pe Apostolul Pavel mergând spre Damasc cu scrisori de la marii preoți ca să ducă în lanțuri la Ierusalim pe toți aceia care mergeau pe calea mântuirii. Și Apostolul Pavel spunea în felul următor, credea că el îl cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Apostolul Pavel, care a studiat la picioarele lui Gamaliel, credea că cunoștea totul. Nu putea nimeni să-l mai învețe nimic, știa tot ce trebuia să știe despre Dumnezeu. Făcea parte dintre farisei, avea cunoștințe teologice extraordinare. Și Dumnezeu îi se arată pe drumul Damascului. Și când îi se revelează Dumnezeu printr-o lumină, știi ce spune Apostolul Pavel? El care îl cunoștea, spune, cine ești, Doamne? E cum, Pavel, după ani petrecuți la picioarele lui Gamaliel, parte din farisei ești și să nu-L cunoști pe Dumnezeu? Știți de ce ajută întâlnirea personală cu Domnul Iisus și cu Dumnezeu? Știți de ce ajută împotriva mușcăturii de șarpe?
Ajută pentru că această întâlnire personală ne scapă de ambițiile personale pe care le avem noi. Întâlnirea cu Dumnezeu ne scapă de ambițiile personale pe care le avem noi. Apostolul Pavel era plin de ambiții personale. Avea ambiție. I-a dat cineva slujba asta lui Pavel să meargă la Damasc după creștini? Nu i-a dat-o nimeni. Era o ambiție de-a lui să dovedească el cât este plin de râvnă el pentru lucrare. Însă în momentul în care te întâlnești cu Dumnezeu cu adevărat, știi ce se întâmplă? Dumnezeu dă cu tine de pământ și a dat și cu Pavel la propriu și zdrobește toate ambițiile pe care le ai. Și în momentul în care Dumnezeu a dat cu tine de pământ, nu mai ai nicio ambiție, nimic. În momentul acela, când tu nu mai ai ambiții personale, după ce ai pus pe foc și vine șarpele și mușcă, vestesc Evanghelia, vă dau un exemplu. Și eu încă am ambiții. Eu vreau să demonstrez cine sunt eu, ce pregătit sunt, ce cunoștințe am, ce mult mă folosește pe mine Dumnezeu. Și după ce vestesc Evanghelia, se termină biserica și vine un frate și mă atrage atenția cu un singur lucru. Zice, măi Florine, ai greșit? Un lucru mic îmi spune. Și pentru că pe mine mă mușcă șarpele și pentru că mai am ambiții personale, știi ce fac? Nu scuturnă pârca și se merg mai departe. Încep să mă umflu. Încep să spun, cum? Pe mine vrei să vă învățați ce trebuie să spun? Păi eu sunt ambiții personale. În momentul în care ai ambiții personale și vine cineva și îți spune un cuvânt, încep să te umfli. Așa spune Scriptura. După ce mușcă năpârca, te umfli. Și în momentul în care te umfli, să știi că nu ești departe de moarte. În momentul în care te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos cu adevărat, să știi că viața ta nu mai este niciodată la fel. Mie mi-a plăcut foarte mult fotbalul. Am mâncat fotbal pe pâine, eram necredincios. Alergam după fotbal din Reșița în București, din București în Moldova, din Moldova în Maramureș și așa mergeam cu echipa de fotbal, peste tot. În momentul în care m-am întors la Dumnezeu, știu și ziua când m-am întâlnit cu Dumnezeu. De atunci viața mea s-a schimbat radical. Mă uit la fotbal acum și poate să joace Barcelona, poate să joace Messi, poate să joace Ronaldo, Juventus, oricare. După 5 minute nu mai pot să mă uit că mă plictisesc, nu mai îmi place nimic. Viața mea nu mai este la fel pentru că m-am întâlnit cu Iisus. Tu știi când te-ai întâlnit cu Iisus Hristos? Nu este de ajuns să te naști într-o familie de credincioși. Nu este de ajuns ca la 18 ani să iei botezul în apă. Nu este de ajuns să faci parte dintr-o religie care are principii fundamentale scripturale. Nu este de ajuns lucrul acesta. Trebuie să te întâlnești personal cu Dumnezeu. Îți cunoști ziua în care te-ai întâlnit cu Dumnezeu? Îți cunoști ziua când viața ta s-a schimbat radical? 180 de grade, când mergeai în față, nu mai mergi în față, de du-te în partea cealaltă. Iacov spune că s-a luptat cu îngerul. Și îngerul acela i-a dat o lovitură în coapsă. Ce a făcut Iacov? Tot timpul a mers căpătând. De ce? Pentru că atunci când te întâlnești cu Dumnezeu cu adevărat, tu nu mai ești același care ai fost înainte. Tu nu mai ai ambiții personale. Știi ce vă îndemn în seara aceasta? Vă îndemn să-L căutăm cu toții pe Dumnezeu, să ne întâlnim cu El. Știți ce se întâmplă? Oamenii care nu-L caută ei pe Dumnezeu și au ambiții, știți ce face Dumnezeu? Așa cum a făcut cu Apostolul Pavel. Le iasă Dumnezeu înainte. Eu nu cred că ai vrea ca Dumnezeu să-ți iasă înainte, pentru că atunci când tu îl cauți pe Dumnezeu, Dumnezeu îți arată față de tine bunătate. Dar în momentul în care Dumnezeu îți iasă în cale, ca Apostolul Pavel, dă cu tine de pământ. Eu nu cred că vrei să dea cu tine Dumnezeu de pământ. Eu cred că de bună voie, dacă este cineva aici care are ambiții personale și vrea să dovedească ceva cuiva, eu nu știu dacă este. Dumnezeu ne îndeamnă în seara aceasta să-L căutăm pe El. Să-L căutăm să ne întâlnim cu El, să lăsăm la o parte orice ambiție ce avem și în momentul în care vine năpârca să muște din cauza căldurii, să o scuturăm să mergem în foc. De atâtea ori, știți, m-am dus acasă și n-am avut nici poftă de mâncare și n-am putut nici să dorm noaptea, că n-am scuturat năpârca să o dau în foc. Pentru că m-am mușcat și am început să mă umflu. Dar Dumnezeu să-mi dea putere și mie. Când mă mușcă năpârca, să mă duc să mănânc ciorba cu bucurie acasă și să mă culc liniștit în patul meu și cred că mulți ați pățit ceea ce vă spun eu și nu sunteți străini de ceea ce vă povestesc. Orice ambiție pe care o avem, în numele Domnului Iisus Hristos, să le dăm la o parte. Și Dumnezeu să ne ajute ca să-L slujim pe El în fiecare zi. Mă duc mai departe pe firul vieții Apostolului Pavel
Și am găsit un alt ingredient împotriva mușcăturii de șarpe și l-am găsit pe Apostolul Pavel în casa lui Anania. În casa lui Anania, Apostolul Pavel ce face? Este botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, așa cum spunem noi. Împotriva mușcăturii de șarpe ajută botezul cu Duhul Sfânt. Domnul Iisus Hristos era la râul Iordan și îl boteza Ioan Botezătorul. După ce a ieșit din apă, a ieșit Duhul Sfânt, Duhul Sfânt s-a apropiat de el sub forma unui porumbel. În camera de sus, în ziua cinzecimii, printre aceia care erau, s-au văzut niște limbi ca de foc. Domnul Iisus Hristos n-avea nevoie de limbile acelea de foc, pentru că limba lui și vorbirea lui era curată. Însă pentru noi ceilalți, avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în viața noastră. Spunea Domnul Iisus Hristos în Fapte 1:8, când va veni Duhul Sfânt, îmi veți fi martori, în fine, Fapte 1:8, și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Când Duhul Sfânt vine, cel mai mult ne ajută ca să-L mărturisim pe Iisus Hristos și mărturisirea aceasta, știți cum se face? Se face în două feluri, cu gura, prin vorbire și prin trăire. Eu cu viața mea, cu sufletul meu, nu pot. Știți ce spunea Iacov? Limba aceasta, mădularul acesta mic, nimeni nu poate să-l țină în frâu. Însă Duhul lui Dumnezeu, să știți că poate, Duhul Sfânt poate să schimbe vorbirea. Era Pavel înainte, era Petru, mă scuzați, era înainte de crucificarea Domnului Iisus Hristos, era în curtea marelui preot. Și acolo la foc se încălzea cu aprozii și se jura și spunea așa, nu-l cunosc, se blestema și se jura. Același Petru, după ziua cinzecimii, aceeași limbă, aceeași gură. La vorbirea lui, știți ce se întâmplă? Mii de oameni îl primesc pe Iisus Hristos în viața lor. De ce? Pentru că Duhul Sfânt schimbă vorbirea unui om și Duhul Sfânt schimbă viața unui om. Într-una din zile eram într-un cerc de frați și am avut așa o răbufnire, spun și eu, cu toate că am avut dreptate în ceea ce spuneam, dar modul în care m-am exprimat n-a fost un mod foarte creștinesc. Am vorbit cuvinte frumoase, dar parcă m-am vorbit puțin mai răstit. Și după ce am plecat din locul acela, m-a mustrat Duhul Domnului. Tu nu trebuia să vorbești așa. Limba mea, firea mea pământească, caută să o ia înainte. Dar Duhul Domnului după aceea vine și mă mustră. Și data viitoare, când am fost în aceeași situație, a venit Duhul Domnului și mi-a spus, ai grijă. Și mi-am adus aminte, dacă spun din nou ce trebuie să nu spun, iar o să vină Duhul și o să mă mustre. Duhul Domnului lucrează în vorbirea noastră. Duhul Domnului lucrează în viața noastră, în trăirea noastră. De aceea este nevoie, în momentul în care vine șarpele cel rău și mușcă. De foarte multe ori să știți că oamenii caută să ne facă rău. Și din păcate, așa cum spunea și Apostolul Pavel, între frați mincinoși, Dumnezeu să nu lase să fie în locul acesta frați mincinoși, să nu fie frați care se vând unii pe alții, dar de multe ori frații se fac rău. Și prin frați de multe ori cel rău lucră și îți dă o lovitură și spune o vorbă care te doare până în măduva oaselor, te doare lovitura care ți-o dă. Mușcă șarpele și tu dacă n-ai Duhul lui Iisus Hristos în tine, începi să te umfli și începe să ți se umfle limba și începi să vorbești lucruri pe care n-ai vrea să le spui niciodată. De aceea Dumnezeu să ne umple pe toți cu Duhul Sfânt. Dumnezeu să lase în locul acesta umplere cu Duhul Sfânt. Îmi place de Costache Ioanid, spunea așa de frumos, are o poezie în care vorbește despre omul umplut cu Duhul Sfânt și face o paralelă între om și îl compară cu niște butoaie. Sunt două butoaie care sunt puse într-un car, un butoi este gol și un butoi este plin și butoiul acela care este gol, cât merge carul, troncă-ne într-una butoiul acela și la un moment dat îl întreabă pe celălalt, tu nu spui nimic? Și el spune, nu pot, sunt plin. Și trăgea o morală Costache Ioanis și spunea, când Duhul Sfânt e în noi, nu mai vorbește doaga de butoi, ci conținutul. Când Duhul Sfânt este în mine și vine șarpele și mușcă mâna mea, nu mai vorbesc eu. Eu dacă pot am scutura năpârca și dacă Duhul Domnului e în mine, mă duc mai departe acasă și mănânc ciorba în liniște. Dacă n-ai Duhul lui Dumnezeu în tine și numai doaga de butoi și mușcă șarpele în momentul acela, nu mai mănânci nici mâncarea în liniște, nu mai ai nici somn, nu mai ai nimic. De ce? Pentru că ai început să te umfli. Dumnezeu să aibă milă. S-a vorbit în locul acesta
despre Duhul Sfânt și modul în care Dumnezeu botează, cel mai bun mod pe care îl avem la îndemână de a căuta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este prin stăruința în rugăciune. Poate că nu mai sunt oameni care să pună mâinile peste mine sau peste dumneavoastră și să fim umpluți de Duhul Sfânt. Poate nu mai sunt oameni care la vorbirea lor, la predica lor, Dumnezeu să boteze, dar ai la îndemână, dacă n-ai Duhul lui Dumnezeu, stăruința în rugăciune. Este scripturală și Dumnezeu, în urma stăruinței în rugăciune, Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt. Nu trebuie să stărui neapărat în biserică, du-te acasă. Eu am primit Duhul Sfânt singur în camera mea. Am stat și am stăruit după Duhul lui Dumnezeu și n-a fost doar o rugăciune, am făcut toată, Doamne, te rog să mă botezi. Ani de zile au trecut în care în fiecare rugăciune și nu rugăciuni, rugăciuni aprinse, rugăciuni stăruitoare ca Dumnezeu să boteze cu Duhul Sfânt. El încă o mai face și astăzi. De aceea vă îndemn pe toți aceia, toți avem nevoie să fim umpluți de Duhul Sfânt, să stăruim ca Dumnezeu să ne umple de Duhul Sfânt, binecuvântat să fie numele Lui. Merg mai departe și am mai găsit un ingredient împotriva acestei mușcături de șarpe și anume, ingredientul acesta este ascultarea de Dumnezeu. Apostolul Pavel într-o noapte are o vedenie și în vedenia aceea Apostolul Pavel vede un om care îi spune, vino în Macedonia să ne ajuți. Și pleacă împreună cu Sila, însă în loc să ajungă în Macedonia, se oprește Apostolul Pavel, se oprește în Filip, în temniță, în pușcărie, în închisoare. Și dacă cineva ar sta și ar fi analizat și a spus, Pavele, dar ce viziune ai și ce vedenie ai tu, că în loc să ajungem în Macedonia, am ajuns aici, în închisoare? Îmi aduc aminte așa de o întâmplare, vin din partea de sud-vest a României, foarte mulți în regimul comunist doreau să treacă frontiera, veneau pe la noi prin partea aceea și am auzit foarte multe întâmplări. Și foarte mulți frați credincioși, cu mulți dintre dumneavoastră, ați trecut granița. Spunea cineva, un grup de frați, zice, într-o seară, zice, am avut un vis, spunea el, am visat așa, o macarau care a venit, ne-a luat de aici și ne-a pus dincolo în Iugoslavia. Și zice, trebuie să trecem de seară. Și au plecat, toți au dus. Au trecut frontiera și încolo i-au prins grănicerii, i-au dat înapoi în România și au luat o mare bătaie. Și a zis, macaraua ta. Așa și cu Apostolul Pavel. În loc să ajungă în Macedonia, ajunge în închisoarea din Filip. Însă Apostolul Pavel știa în cine se încredea, știa cine este Dumnezeu. Dumnezeu avea un plan acolo în închisoarea aceea din Filip. Vroia Dumnezeu ca să mântuiască un om. Era temnicerul acela din Filip și pe Pavel și pe Sila îi trece pe ei acolo prin închisoare. De ce? Ca Dumnezeu să dea mântuire unui om. Ascultarea de Dumnezeu, știți ce lucrează în fiecare dintre noi? Și de ce e important împotriva mușcăturii de șarpe? Ascultarea de Dumnezeu lucrează în mine și în dumneavoastră, lucrează supunere. Însuși Domnul nostru Iisus Hristos s-a supus Tatălui, s-a supus lui Dumnezeu. De ce să nu mă supun eu lui Iisus? De ce să nu mă supun eu fraților? Dacă eu nu mă supun lui Dumnezeu, dacă nu mă supun fraților, în momentul acela nu ascult nici de Dumnezeu. Pentru că ascultarea de Dumnezeu lucrează în fiecare dintre noi, lucrează supunere. Vă mai dau un exemplu, predic Evanghelia și după ce predic Evanghelia vine un frate la mine, frate păstor, și spune așa, nu mi se pare lucrarea pe care o faci, nu mi se pare o lucrare bună, te vom opri pentru o perioadă de timp și vom analiza slujirea ta. Dacă în mine este supunere, o veni șarpele, o mușcat, eu m-am scuturat și am zis, Domnul să vă binecuvinteze. Dacă în mine nu este supunere, nu este nici ascultare de Dumnezeu, în momentul în care spune, trebuie să ai grijă, încep să mă umflu și încep să spun, voi pe mine mă opriți? Adică eu care am Duhul lui Dumnezeu, cum spunea și Apostolul Pavel, și încep să te umfli și tu nu ești sub supunere? Dacă Dumnezeu vrea să te folosească, împotriva ta nu poate să stea nimeni. Când Dumnezeu are o lucrare pentru tine, nu poate să stea păstori înaintea ta, nu poate să stea preminiști, nu poate să stea regi și împărați, pentru că Iisus este acela care ți-a pregătit o lucrare. Dar tu rămâi acolo în supunere, pentru că Dumnezeu are timpul și vremea Lui când te va folosi. Dacă nu este acum, Dumnezeu are timpul Lui. Nu căuta tu să te împingi în față și să spui, eu sunt singurul care am rămas în lucrarea aceasta și dacă eu nu mai sunt în lucrare, Dumnezeu nu mai poate să-și facă lucrarea. Știți că sunt oameni care gândesc așa? Printre ei era Ilie Tisbitu. S-a dus înaintea lui Dumnezeu și a spus, Doamne, am rămas singur. Nu mai ai pe nimeni care să lucreze pentru tine. Și Dumnezeu spune, stai liniștit. Mai am 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Bal și n-au sărutat pe Astarteia.
Crezi că ești singurul din locul acesta care vrei binele lucrării lui Dumnezeu și noi ceilalți care suntem aici, noi nu vrem binele? Dumnezeu are oameni în locul acesta și în toate bisericile are oameni pe care Dumnezeu îi folosește. Să nu se urce vreodată în mintea noastră gândul acesta că suntem singurii care vrem binele lucrării, ci în supunere fiecare dintre noi să ne supunem lui Dumnezeu, să ne supunem fraților, pentru că Dumnezeu găsește bine lucrul acesta când eu mă supun înaintea dumneavoastră. Și fiecare spune acolo cuvântul să se supună în dragoste unii altora. Îmi place așa de mult școala fiilor prorocilor. Era acolo Elisei și fiii prorocilor. Vroiau să meargă că au ajuns prea mulți proroci și locul care era prea strâmt. S-a dus la Elisei și a spus, mergem să adunăm niște lemne. Și el a zis, bun, duceți-vă. Și îmi place așa atitudinea fiilor prorocilor și spune, nu mergem singuri, vino și tu cu noi. Este așa de important în orice lucrare și aici mă adresez mai mult în partea tânără. Implicați întotdeauna lângă voi un frate care are experiență în lucrare. Nu căutați niciodată ca să vă depărtați de frații în vârstă. Pentru că colaborarea pe care o avem unii cu alții, Dumnezeu găsește un lucru extraordinar, să colaborăm. Așa cum avem noi părerile noastre și spunem despre fiecare un anumit lucru, Dumnezeu vrea ca să colaborăm unii cu alții. Dumnezeu vrea ca să ne supunem unii altora în orice lucru care îl facem. Dumnezeu îl găsește cu cale. Haideți să învățăm de aici, de la școala fiilor prorocilor. I-a spus lui Elisei, fii bun și vino și tu cu noi. Haideți să învățăm de la lucrul acesta. Oare să fie prea depășiți bătrânii noștri de situație și de lucrurile care se întâmplă acum? Eu nu cred. Au o minte extraordinară pentru cuvântul lui Dumnezeu. Îmi place un exemplu, l-am avut pe fratele Brie aici între noi și mi-a dat o lecție, am vorbit cu el față în față și mi-a spus așa, dacă ai o idee, consultă-te cu frații care sunt acolo înaintea ta și dacă ideea pe care vrei să o aduci, nu e o idee bună și eșuează și frații totuși ți-au dat aprobarea, se sparge problemele în capul lor, nu în capul tău. Dar dacă ideea e bună și ai succes cu ea, creditul primești tu. Fiți înțelepți, consultați-vă cu frații care sunt, dacă ideea e rea, se spar lucrurile în capul lor, dacă ideea e bună, luați voi creditul. Eu am învățat lucrul ăsta și cred că e un lucru extraordinar. E o lecție de supunere. Haideți să ne supunem unii altora în dragoste. Dumnezeu să ne ajute. Și un ultim lucru care vreau să închei, că timpul deja s-a sfârșit, în momentul în care te mușcă șarpele și ai început să te umfli. Poporul Israel a păcătuit și Dumnezeu a trimis între ei niște șerpi înfocați. Cobre erau acolo printre ei și îi mușcau și mureau pe capete. Și Moise se roagă și spune, Doamne, ai milă de popor. Și Dumnezeu îi spune, fă un șarpe de aramă. Și înalță-l pe o prăjină și toți care priveau la șarpele acesta de aramă și erau mușcați de șarpe, erau vindecați. Și Domnul Iisus stă de vorbă cu Nicodim și spune, după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa va fi înălțat Fiul omului. Și continuă și zice, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Știți ce vă îndemn în seara aceasta? Dacă v-a mușcat șarpele, poate prin păcat, poate prin orice altă formă, privirea țintită la Iisus Hristos pe crucea Golgotei. Știți ce lucrează privirea noastră la Iisus Hristos? Privirea noastră la Hristos lucrează pocăință în viețile noastre. În momentul în care privești la oameni, lucrează în tine firea pământească. Dar în momentul în care mă uit la Iisus Hristos, în viața mea există pocăință. Domnul să ne ajute să ne pocăim. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, că în momentul în care dacă cel rău cumva a mușcat din noi, haideți să privim la Iisus Hristos. Încă există mântuire, încă există viață, încă există speranțe. Dumnezeu vrea să mai mântuiască suflete. În seara aceasta vreau să spun că una din mușcăturile șarpelui pe care o face seamănă și spune amânare. Vreau să spună, nu te întoarce la Dumnezeu azi, nu te întoarce la Dumnezeu mâine, mai amână. Însă acum cât se spune astăzi, primește-L pe Iisus în inima ta. Nu lăsa șarpele amânării să te muște. Și cheamă-L pe Iisus în viața ta și Dumnezeu să ne ajute să ajungem la capătul alergării cu bucurie și să avem parte de mântuire. Dumnezeu să vă binecuvinteze și îmi cer scuze că am depășit timpul. Amin. Dragii mei, vă invit să ne ridicăm pe picioare și invit aici grupul de laudă să cântăm o cântare. Și dacă fratele Ionica are cântarea aceea, lăsați Duhul să lucreze, să ne elibereze de blestem și păcat, ar fi potrivit.
Până ei se așează aici, dați-mi voie să citesc din Psalmul 89. Brațul tău, Dumnezeule, este puternic, mâna ta este tare, dreapta ta este înălțată, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie, bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței tale, ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței care umblă în lumina feței tale, Doamne. El se bucură neîncetat de numele tău și se fălește cu dreptatea ta. Amin. Păcat. Lăsați
Amin. Ne rugăm cu toți împreună, mulțumim Domnului și cerem ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în noi liberare de blestem și păcat. Și El să lucreze în viața noastră biruind spirituale pe drumul nostru spre împărăția lui Dumnezeu.